Aproape 20 de ansambluri ale UDT-TMR au făcut atmosferă la serbarea câmpenească. Tepreșul se organiza pe vremuri în rândul comunităților de tătari din Dobrogea, iar UDT-TMR a reluat tradiția acum 2 ani, după mai bine de 50 de ani de pauză. Îmi pare sincer rău că la dumneavoastră, telespectatorii, nu poate să simtă mirosul autentic de aici, de Dobrogea adevărată. Miroase a iarbă cosită, miroase a cai, cine mai își aduce aminte, miroase a grătare, a mici, miroase a ceaur, pentru că au venit și au făcut, cum făceau pe vremuri, berbecuț sau vițel la ceaun. Muzica tradițională s-a auzit până târziu, grătarele au sfârâit, iar femeile din comunitate au avut grijă ca șuberecul să fie mereu cald și pentru toată lumea. Din carne de vită, de oaie, se prepară și ceapă se pune, sare, piper. Și multă dragoste! Condimente! Condimente se pune. E ceva care trebuie păstrat. Chiar dacă noi tinerii cel puțin, nu mai suntem atât de des pe acasă, cât putem, încercăm să venim și să vedem ce se întâmplă și ca să le ținem. Potrivit tradiției, cu ocazia Tepreșului, membrii comunității organizează curse de cai, întreceri de tras cu arcul sau cunoscutele lupte tătărești.